Reabilitarea de la temelie a Spitalului Județean rămâne o prioritate pentru executivul județean. Să finalizăm reabilitarea Spitalului Județean. Vreau să vă spun că facem demersuri și suntem în faza finală să luăm și oncologia, pentru că și acolo trebuie să se întâmple ceva. Acolo clădirea e părăsită, nici nu era a noastră, e o sursă radioactivă acolo care e foarte periculoasă, trebuie dezactivată, e vorba de sute de mii de euro pentru dezactivarea sursei, după care urmează ca să vindem și acea clădire și cu banii pe care o să-i luăm să terminăm renovarea Spitalului Județean. De asemenea, dotarea unității spitalicești cu aparatură de ultimă generație este un proiect complementar reabilitării. De aceea, contrapartida oferită de centrul medical privat aflat în spațiile județeanului reprezintă o soluție avantajoasă, apreciază vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Mihai Pascu. Noi nu dorim să închidem secții sau să diminuăm secții, avem nevoie de acel spațiu în mod obligatoriu. Am comunicat conducerii Hiperdia dorința noastră, dânsii caută relocarea activităților în alt spațiu, dar ne-au solicitat o amânare până în martie pentru a își face și planul de investiții pe anul viitor. Fonduri și studii au mai fost votate în plenul Consiliului Județean și pentru celelalte spitale aflate în administrarea instituției județene.